foarte multe meciuri în campionatele puternice. Tot am cu Fulham primul meci, tot am avut debut excepțional în campionat 4-1 cu Southampton, apoi 2-2. Am mai făcut niște victorii la limită și egal cu West Ham în mijlocul săptămânii, victoriile cu Wolves la limită, cu Nottingham a fost un 2-0. Tottenham pare foarte bine articulată, foarte bine organizată, cu Paqueta, ăsta, Davinson Sanchez, un jucător foarte bun acolo, foarte important. Bissouma l-au pe Højbjerg, ăsta care a început să miște bine. Royal Emerson, care e un jucător de viteză, dar de marcat, n-a marcat mai mult de două goluri, vedeți și cu Chelsea. Doar a bătut meciul cu Southampton. Fulham și ea stă bine pe locul 9, cu două victorii, două egaluri. A fost victoria foarte bună cu Brighton și cu Brentford, două echipe de mijloc, dar care arătaseră destul de bine. Așadar, Tottenham cred că dacă marchează 1-2 goluri, cred că va ține de acel scor. S-au aglomerat și meciurile destul de mult. Marchează 1-3 goluri. O să joc tot, marchează 1-3 goluri. La 1-30. Everton cu Liverpool, la fel, va fi ofensivă. Liverpool ar trebui să bată, eu zic 2 soliste. Acum e târziu, dacă nu mai apucați să-l puneți, nu mai jucați. Ar fi meci din Germania, Union Berlin și Bayern. Bayern a avut două meciuri acum în care nu a marcat, în care nu s-au marcat peste două goluri. Acesta a fost că după ce au făcut două meciuri cu 6 goluri, 5 goluri, apoi au venit acest 2-0 cu Wolfsburg și 1-1 cu Gladbach. Sunt o echipă care marchează și ea destul de ușor. Așadar voi juca peste 3,5 goluri, peste 3,5 goluri la 2 și 10. Din acest Bayern, biletul are o cotă de 2,73. Iar biletul 2 o să joc așa, o să joc din meciul Sevilla cu Barcelona. Barcelona a arătat o forță extraordinară cu jucători de extrem de mare clasă, cu o viteză foarte bună. Dembélé, a venit Kessié la ei de la Milan, un jucător excepțional. Rafinha, erau plătit foarte mulți bani. Lewandowski, nu mai zic. Meciurile trecute au bătut 4-1 și 4-0 cu două adversare slămozite. Sevilla a avut meciuri slabe, două înfrângeri și un egal. A pornit foarte rău campionatul și nu cred că va face față nici astăzi cu Barcelona. O să joc 2 soliste pe Barcelona la 1-7. Iar voi mai juca pe biletul ăsta meciul AC Milan Inter Milan, un derby foarte intens, derbiul orașului. Între cele două i-au marcat ambele. Inter are 3 victorii, AC Milan amândouă au jucat. Nu, AC Milan are două victorii. A avut și egalul cu Atalanta și cu Sassuolo, două egaluri în care au jucat destul de slab, și un 2-0 cu Bologna. Deci iată că au fost și meciuri cu puține goluri la AC Milan. Eu zic că Inter are un stil mult mai ofensiv, vin cu mult mai mult avânt spre poarta adversă. O să joc pe Inter Milan. Inter Milan marchează peste 0,5 la 1,33. Mi se pare o cotă foarte bună să marcheze Inter Milan. 1,33. Am o cotă 2,33. Ăsta ar fi biletul al doilea. Iar marcator pentru astăzi o să joc. Acestea sunt biletele oameni buni, cele două bilete ale mele, și la marcator o să joc la meciul dintre Sevilla și Barcelona. O să joc pe Lewandowski să marcheze. Lewandowski să marcheze la cota de 1,80. De jucat single pe bilet. Acesta este marcatorul pentru azi. Mersi de atenție, astea sunt ponturile mele. Baftă la pariuri!